Salutare, lume, bine ați venit într-un nou unboxing. Astăzi să vă arăt când am avea 9. Am luat-o de la 1.300.000 la reducere, normal costa 1.600.000. Este o kendama crom. Nu știu modelul. Hai să o deschidem. Așa. Am luat-o e seara, dar n-am deschis-o să fac un video. Aceasta este kendama. E ușoară. Are un grip foarte bun, văd. Și hai să vedem ce se află înăuntru. Da, mai altceva. Cel puțin. Nu o să vă arăt câteva tricuri pentru că nu sunt foarte bun, dar vă promit că mâine sau poi mâine o să vă arăt câteva tricuri. Uitați, aici sunt iața de rezervă, sticker-ul și chestia aia roșie care te ajută să bagi prin găuri. Aici, nu știu ce. Aici te arată tricurile și aici te arată cum să faci ața, cum să faci ața. Și hai să vedem mai de aproape stickerul. Doar o secundă. A, uite, găsi și cum să stea. Aici e o dioța. Ce rău. Așteptați o secundă. Am deschis-o. Iupi. Nu. Cu ața urâtă. Cauza mea. Ce naiba? Sunt prost. Se îngălci? Acum. Așteptați. Să o descălci. Să spun. Asta e ideea. Se descălcește. Nu e încălcită definitiv. Așteptați. Așa, nu mai e încă nudul. Descălcesc eu, trebuie. O să o fac. Nu pierd asta. Băg aici să vedeți. Nu pierd. Uitați, aceasta este ața de rezervă. Uitați aici, am făcut nod. Ca un prost, o să-l descălcesc pentru că trebuie să-l descălcesc și o să-l pun aici. După aici e peg-ul. Îl vedeți? Uitați, îl vedeți? Nu mult vedeam, uite. Acesta. E foarte frumos. Și asta a fost tot pentru video de azi. La revedere, lume!